Au fost în pericol și doi pietoni din Cluj. Bărbații au fost la un pas de a fi spulberați de o mașină care a intrat pe contrasens. Șoferul a pierdut controlul volanului, iar autoturismul a intrat cu spatele pe trotuar și s-a oprit chiar în clădirea primăriei. Pietonii au sărit într-o parte și asta i-a salvat. Surprinzător, șoferul nu a coborât să vadă ce s-a întâmplat. După câteva secunde, a apăsat accelerația și a plecat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Acum este căutat de polițiști.